Pompierii militari din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș au fost angrenați timp de 4 ore în mai multe misiuni contra cronometru de salvare a locuințelor și gospodăriilor afectate de precipitațiile abundente căzute pe raza municipiului Oltenița. În urma ploilor torențiale, ce au căzut în zona de vest a județului, într-un interval scurt de timp, dispeceratul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență a fost anunțat despre producerea mai multor inundații de gospodării cetățenești în municipiul Oltenița, existând riscul de inundare a mai multor locuințe. Echipajele specializate de pompieri din cadrul detașamentului de pompieri Oltenița au intervenit cu autospecialele și motopompele din dotare pentru evacuarea apei din mai multe gospodării care au fost afectate de inundații. Din cauza apei acumulate în exces, exista riscul ca pereții exterior construiți din chirpici ai mai multor locuințe să se rupă din cauza infiltrațiilor. După intervenție de aproximativ 4 ore, pericolul a fost înlăturat.